Noi interdicții pentru Moldova din partea Kremlinului. Astfel, Rusia ar putea interzice și importurile de fructe și legume din Republica Moldova după ce săptămâna trecută a anunțat restricții la importul de carne din această țară. Roselhoznadzor invocând și de această dată încălcări ale normelor fitosanitare ruse. Instituția fitosanitară rusă a trimis în acest sens o notificare Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentară din Republica Moldova. Potrivit serviciilor fitosanitare ruse, în 2013 în 15 loturi de fructe din Republica Moldova a fost depistată molia orientală, iar în acest an, la 9 iulie, au fost identificate substanțe interzise în 17 tone de caise. Serviciul rus de supraveghere veterinară și fitosanitară a anunțat la 2 iulie că interzice importul de carne procesată din Republica Moldova, o decizie ce intervenea în ziua în care Parlamentul de la Chișinău a ratificat acordul de asociere la UE.